am primit un volum de Eminescu și nu știu dacă până atunci, probabil că mai știam ceva mai simple sau... În orice caz, într-un mod aproape ciudat, am citit odată și am reținut pe de rost, începând de... Deci ultima parte e și când gândesc, și când gândesc la viața mântare că e pură, încetă, povestită de o străină pură, ca și când n-ar fi viața, ca și când n-aș fi fost, cine e acel ce-mi spune povestea pe de rost, de-mi țin la el urechea și râd de câte ascult, ca de dureri străine, parcă am murit de mult. Era ceva absolut nepotrivit pentru vârsta mea. Am avut un cenacul literar sau așa ceva, în orice caz ceva cu mai multă lume decât în clasa mea. Și s-a vorbit, deci era, poate era chiar 15 ianuarie și Dumnezeu ăsta, și am spus ceva despre Eminescu și am spus această parte care și eu m-am mirat. Că, deci am vrut să spun doar și când gândesc la această mântare că e pură, pentru că asta mi se păruse foarte frumos, încetere povestită de o străină pură. Și spre mirarea mea am spus, știam tot pe de rost, adică mi se întipărise, îmi plăcuse atât de tare, încât îmi rămăsese în minte total. Și v-am spus povestea pentru că tot prestigiul de care m-am bucurat până la terminarea liceului, deși între timp am scris eu însă versul, s-a bazat pe uimirea de atunci, că la, vârsta aia am citit un poem și l-am și învățat pe de rost. Însă, dincolo de asta, într-adevăr, aceasta a doua parte, pentru că este vorba aproape de două poeme, după părerea mea, în melancolie, adică o primă parte care este o descriere a unei biserici. Da, de fapt, sunt chiar două, este viziunea astrală, biserica și după aceea planul individual. Și acest sentiment al ruinei vieții, care poate fi privită din afară și din afară poate să pară chiar, să spun, derizorie, chiar el poate să râdă despre. Este un sentiment pe care mi se pare de o enormă subtilitate și care apare în general în toate marile opere ale lumii, opere de diverse feluri. Iar faptul că aceste versuri au fost scrise la 26 de ani, vreau să răspund că am adus anume că am găsit întâmplător în bibliotecă, cred că am primit de la cineva cadou, o casetă cu 4 volume de Eminescu scoase de o editură de care n-am auzit niciodată, scoase 93 de o editură din Craiova care se numește Vlad and Vlad și este ediție de Albiru. Și sunt puse de ani. Deci acest volum care se numește Melancolie are pe prima pagină 1876 și toate poemele scrise în 1876, ceea ce e foarte interesant. Niciodată nu m-am gândit în felul acesta, adică cât de îndrăgostit era în primul rând. Absolut toate sunt de dragoste și absolut toate sunt, după părerea mea, peste vârsta lui. Adică nu este, este o dragoste cu tot ce poate să fie dincolo de ea și ceea ce mereu din prima clipă, din Venere și Madonna, din apare la Eminescu, este, cum să spun, privirea dură, aproape satirică asupra femeii și imediat revenirea într-o umilință totală. Adică apare aproape în toate poemele și e foarte interesant, adică am citit azi noapte pe drum, adică și că le-am luat la mine fiindcă era mic. Adică am zis, hai să iau niște poezii de Eminescu sună. Și mi se pare foarte extraordinar această idee, să iei un an, te gândești și ce vârstă avea el, și ce făcea el, că îi știm toți biografia, sper, nu? Și
cum era atunci, cum arăta, ce făcea, unde era și ce era în sufletul lui, pentru că este efectiv aproape nebun de dragoste, adică e o dragoste dincolo de toate limitele. Iertați-mă, nu sunt, nu sunt critic literar, dar sunt ușititoare. M-a fost părerea noastră și m-am dat într-un fel sau în altul acest poem, ați încercat să-l imitați într-un fel sau în altul, cândva, într-o perioadă altă? În orice caz, nu la nivelul ăsta. În general, cred că, evident, fără să știu teoretica asta, dar, de fapt, este o teorie, că întotdeauna filogeneza, repetă ontogeneza, în burta mamei, unde apare peștele și devine om, și până la faptul că un tânăr care începe să scrie, sau cel puțin eu așa am fost, am scris ca Grigore Alexandrescu, ca Alexandrescu pe care întotdeauna l-am iubit mai tare decât pe Alexandrescu, că mi se pare un mare nedreptățit. Adică nu-i considerat o, iertați-mă că fac o parapleză, dar o strofă ca cea ale turnurilor unde peste unde stau urcate și cu spețărmul din potrivă se ființe prelungesc și ale valurilor între generații spumegate zidul vechi al mănăstirii în cadență lovesc. Este o poezie scrisă de un mare poet, adică în timp ce în istoria literară se spune este un poet cam prea pe idei, nu știu cum, în general se zice că e cam conceptual, cam lipsit de lirism. Anul 1840 cu da. Am scris așa, ca el am scris sigur, că știu că mi-a plăcut foarte tare, da? Și după aceea am tot descoperit de rând, cred că am scris mai puțin ca Eminescu, pentru că Eminescu era mult deasupra posibilităților unui copil sau chiar a unui tânăr. Adică pe el l-am simțit întotdeauna, să fiu sinceră, sinceră, cred că am început să, să-mi dau seama cine este Eminescu după ce am terminat filologia, după ce n-am mai, nu l-am mai învățat. Adică după ce nu mai trebuia... De asta, când s-a întâmplat să ajung eu în cărțile de școală, am considerat că e o mare nenorocire. Efectiv, adică mai ales că eu am trecut de la cititul în ilegalitate, adică aveam asemenea avantaje din a fi citită, a trebuit să ai curaj ca să citești aia, la a trebuit să citești ca să iei notă bună la examene. Deci asta e ceva distrugător pentru poezie, ca să nu mai zic că apare în predare totuna. Ce-a vrut poetul să spună în acest vers? Bine, asta chiar distruge totul, pentru că poetul niciodată nu vrea să spună ceva într-un vers. Adică asta, această întrebare care apare doar în această întrebare, pune problema unui plan al scrierii unui poem, ceea ce nu există. Și după aceea am scris că ca toți, pe rând, adică am tot descoperit poeții, cred că ca barul am scris, că era de asemenea peste posibilitățile mele. Da, și era pe... Da, barul a fost, de exemplu, din pasul. Și... Mai, adică într-un impas, nu... Am ajuns să scrie pe mine, da. Da? E, da, nimeni nu a ajuns, nu mi-a ajuns barul. Dar, vorba, din urmă, două chestii rezultă din ceea ce spuneți dumneavoastră, că Eminescu era foarte matur și un poem poate mult, poate pentru bătrânețea unui autor, nu fac am de mult, nu? Asta pe de o parte, deși era de 27 de ani. Și asta mă face să mă gândesc la Adelea, în pasarea de Anatol Baconschi, Ai Baconschi, care în 1957 a scris un poem care este, care a dat și titlul volumului ca atare, Fluxul Memoriei. El avea atunci, el era născut în 1925, deci avea 32 de ani, 33 de ani, avea de statistică. Dar totdeauna m-a surprins acest poem prin maturitatea viziunii, cu 33 de ani, parcă ar fi fost la apogeul carierei. La un moment dat spunea Baconschi, anii mei eu nu m-am trăit.
30 de ani să spui că nu ți-ai trăit anii, nu prea. Sunt alții care sunt mai stari puțin și mai vezi. Da, de asta spun că este și o mare maturitate în ceea ce faci și acum să mă vorbesc de Eminescu. Și a doua chestiune legată de poemul citit în egalitate. Vorbim pentru elevi, știu, mai puțin lucrul acesta. Când Ana Blandeana era în facultate, în anii 64-65, erau poeme interzise de Eminescu sau se făceau numai anumite poeme. Da. Era vorba despre poemul Viața. Da. Era vorba despre discursul. Viața ca viața, mă rog, viața să vedea. Dar Împărații Proletari e extraordinar. Împărații Proletari este un poem cu adevărat extraordinar în care asupra lumii este pus un transfocator de diverse puteri. Adică mai întâi privește doar o sală în care ține un discurs, un proletar, după aceea se depărtează și până când ajunge la viziunea împăratului, da, cezarului, care, pentru care tot sunt niște, este ceva extraordinar. E bine, în timp de decenii, de vreo 15 ani cel puțin, în școli, Eminescu a fost doar discursul proletarului, care este extraordinar, care este efectiv extraordinar și este, dovedește că Eminescu, nu numai că, cum să spun, cunoștea perspectiva de stânga, dar o cunoștea în forma ei, nu cred că știu, exista un nume care era, mi se pare că a fost combătut de Lenin după aceea mai târziu, în care... Nu, mă refer la faptul că proletarul propune să fie distrusă lumea completă. Da, din ce politica de stânga urma să fie construită. Da, exact. Da, este extraordinar felul în care mai întâi prezentat unul, după aceea altul, după aceea Comuna din Paris în luptă între ele și după aceea Cezarul, în care totul e dinicie și zădărnicie. Da. Și asta, într-adevăr, era o falsificare extraordinară a lui Eminescu. Adică să bagi în capul copiilor că nu era decât comunistul, n-aș zice, da. Despre religie, au fost de obicei încălcate, că acolo ai putere să pună în jur și toate celelalte, nu? Minciuci frazii totul, ce statele susțină, sau de aici până la discursul Cezarului, iată, perspectiva aceea. Deci, pe de o parte, lupta pentru putere și, pe de altă parte, faptul că Cezarul spune la un moment dat, știe că în taină puterea e legată de acești, adică de cei care de lume, nu? Și fraze. Și că inclusiv el depinde. Și versurile, că el de puterea de ei depinde și versurile finale, că căvița morții eterne e viața lumii întregi. Deci, asta e clar, povestea Eminescu. Nu, ceva să vă las proletar, care e de altă scrisă la o vârstă foarte tânără, dovedește ce lecturi avea Eminescu până la data aia. Adică de la sociologie și politică până la filozofie. Da. Da. Până la șoferi. Aseară, după ce ne-am despărțit la miezul nopții, am văzut luna și este exact ca în cel de-al doilea meșteră. Parcă era un peisaj hibernal și cu acea frânză părea că printre noi s-a văzut o parte din care trecea regina nopții moartă. O dorm în pace, între făcări o mie și în mământ albastru și în pânze argintie. Era exact ca o pânză argintie. Nu știu de ce. Exact acum mi s-a... Nu, să știți că nu sunt patetic la momentul acesta, ca să aveți impresia că... Dar acum am văzut aceea pânză argintie, care era... Nu era ca din pânză argintie, dar era încurcat într-un fel de pânză argintie. Da. Bun, hai să văd cum vă rog. Eu am citit și eu, nu pe poem, am încercat să-l rețin, o să încerc și eu să-l spun așa cum pot eu. Nu am dar autoricesc, nu am nici muzică, care Victor recită foarte bine acompania și Bâldau Grigore. Nu avem un pianist care să cânte sonata lunii, dacă știe cineva să cânte sonata lunii. Lunii voi recita și într-un fel. Hai să văd ce mai reține de când l-am citit. L-am învățat la fel acum 30 de ani. Dacă mă potichnesc, lăsați. Da, să văd să mă bun. Părea că prin s-a deschis o poartă prin care trece albă regina nopții, moartă. O, dorm,
pace printre făclii o mie și în mormânt albastru și în pânze argintie, în mausoleul smântul al cerurilor arc, tu, adorat și dulce al nopților monac. Bogată în închideri stă lumea într-o moracă, ce sate și câmpie în luciu văd îmbracă, văzducul scânteiază și ca un sectivar lucesc zidiri ruine pe câmpul solitar. Și țindirimul singur cu strâmbe cuci de ghează, o cucuvaie sură pe una se așează, propotnița trosnește în stâlpi, izbește toaca, și strădeziul înger, strădeziul demon, prin aer când să treacă, atinge încet arama, cu simții aripei sale, de auzi din ea un vaie, un vaie naivit de jal. Biserica ruină, stăcuvioasă, tristă, pustie și bătrână. Și prin ferestre sparte, prin uși, țiuie vântul, se pare că vrăjește și că-i auzi cuvântul, înăuntru ei, pe stâlpii, pereți, păreți, iconostasi, abia pădure triste și umbre au mai rămas. Drept preot, toarci un greier, un gând fin și obscur. Drept dascăl, toacă calm, sub un vechitul mur. Credința zugrăvește icoanele biserici, ce-n suflet întusese poveștile ferici. Dar de-ale vieții valuri, de-al furtunii pas, avea conturii triste și umbre au mai rămas. În van mai caut lumea în obositul creier, căci răgușit, tomnate, răjește trist un greier. Pe inima pustie, zadarnic în amțiv, ea bate ca și carul încet în cuțitul. Și când gândesc la viața, îmi pare că ea pură, încet, repovestită de o străină bună, ca și când ar fi viața, ca și când n-aș fi fost, cine acel ce spune povestea pe de rost, de-mi țin la el urechea și râd de câte ascult, ca de dureri străină. Parcă am murit de mult. Deci, asta este poemă. Am să-i gândesc? Hai să vedem ce ați înțeles voi sau ce credeți voi că a fost să spună poemul. Deci mai întâi mergem la timpul. Da? Melancolie. Ce înseamnă melancolie? Ce înseamnă a fi melancolie? Da, pornind de la etimologia cuvântului melancolie, care a fost definită încă din antichitate ca o combinație între malas, negru, și colo fieră, adică era... Te rog puțin mai tare. Da, era vorba despre o stare asociată cu tristețea, răul, o stare sumbră. De aceea i-a ajustat apoi la aromatic sub semnul lui Sator Jaoui. Pentru ca în poezia lui Eminescu, melancolia să fie tratată prima dată, în prima parte, într-un cadru tipic romantic, iar în a doua parte, din perspectiva propriei poetului, a dedublării eului, care chiar este specifică, deși se înrudește cu acea dedublare a lunaticilor, apropo că este asociată melancolia cu luna, este vorba de acea dublare care, iar chiar dacă privirea retrospectivă asupra vieții generează o rupere, o falie, discontinuitate, impresia de inconsistență a vieții și atunci apare o a doua voce, care este practic vocea acelei nebunii interioare. De dublări, da. Că fără aici este o criză a identității, da. Pe care o degajă poetul. Da, melancolie nu spune de cineva că este melancolică, este melancolică. Deci, nu știu ce, nu. Melancolia este o boală ca atare, care apare și în manualul de psihiatrie și care se tratează ca o boală. Deci este boală.
Ne jucăm, dar nu jucăm, spune că suntem melancolici. Da. Acolo este o boală. Are Albrecht Dürer, un gravor născut la Nürnberg, care a venit în secolul al XVI-lea, are chiar o gravură care se cheamă Melancolie. O să vă uitați voi pe internet, o să vedeți acolo, am vede el acea melancolie din cineva. Poftim? Da. Ai văzut tablourile respective? Ai dat tablou gravura? Da? Ai văzut-o pe... Da? Personajul este mai contorsionat și tot este tragic. Este o melancolie mai profundă decât mine. Așa este redată. Nu, fiecare cu mijloacele lui. Asta este gravor, Ionescu este poet. Și în gravură, și în pictură este greu să prinzi un sentiment. Care sunt simbolurile practic ale melancoliei acolo care degajă gravura lui Albrecht Dürer? Ce este acolo? Este cineva care stă melancolic, nu? Cineva care este bătut de melancolie. Ce mai este acolo în acea gravură? Ai văzut? Ținut așa, mai schematic, ținut. Așa. Mai mult, este foarte expresiv, foarte plin. Adică, simplul fapt că a fost redat prin duș, este foarte important, pentru că s-au avut exemplul lor de zi. Da, dar o să vă uitați, o să dați pe internet și vă uitați. Are sus oricum are un fel de șarfă pe care scrie melancolie. El mai are lângă el, mai are un câine. Câinele este simbolul melancoliei. Câinii ați văzut cu toți au ochii melancolici. Nu, sunt bolnavi, dar au câini. Pentru că sunt animale psihopompe, nu? Câinii alături de cai, nu? Sunt animale psihopompe, nu? Înainte, faraonii și alții care se mormântau cu cai, cu câini, și mai aveau de acolo pe acasă. Dar de ce? Pentru că au fost permanent tovarăși de drum ai oamenilor, bine. Cavalieri au fost întotdeauna, nu au fost calul și câini. Cai în război, imaginați, noi vedem război, da, a murit unul altul, dar vă dați seama că prima dată calul era acela care era expus. Și avea fel de fel de amuri pe aici, la pietre, dar vă imaginați cum ar însemna un război din acesta dus cu mijloace rudimentare, cum era acum 500 de ani. Ce mai este acolo? Mai este un soare. Mai este soare. Cum este soarele acela? Este un soare întunecat. Este un soare întunecat. Da. Nu specific celor care au suferit aceste lupturi imperiale. Mă rog, și noi dacă uităm la soare și după aceea vedem tot. Dar este simbolul soarelui negru. Deci este simbolul soarelui negru ca atare în literatură. Un poet francez, Gérard de Nerval, născut la 1804, s-a spânzurat la 1855 de un ferinar în Paris, tocmai pentru că suferea de această dedublare. El vorbește într-un sonet, pentru că are o carte de sonete, unul dintre sonete se cheamă El Desdichado. El Desdichado, în spaniol, înseamnă tot vitul de cel care este neconsolat și chiar așa eu sunt văd neconsolat ala Tadaburii. Francezii sunt foarte frumos, nu mai știu chiar pe de rost, trebuie să mă amintesc acum. Dar, iată, soarele negru, el vede soarele negru și, într-adevăr, și micile focului și aurelii. Există versul Lăsorei Noir de la Melancolie. Asta este versul ca atare. Și el are și niște, două proze foarte bune care au fost traduse în românește de genul Naum, care se cheamă Aurelia și micile focului, unde el scrie în această stare de nebunie. Și a ieșit ceva, au ieșit două capodopere. Este momentul în care el, într-adevăr, se dedublează. Apropo de Eminescu, de partea finală, el se dedublează. El nu se mai recunoaște. El a făcut fel de fel de călătorii. A făcut călătorii și în sud, și călătorii și în nord, să-și găsească mama, Ulise, mama, la Mențoaică. A murit nebun. Deci s-a sfârșit tocmai pentru că nu a mai putut să mai suporte această dedublare a sine. A fost și internat de multe ori. S-a dat locul lui Lau și nu mai bun. Deci, soarele negru al melancoliei. Deci, în momentul când cineva dintre voi vede că soarele este negru, e clar, ceva este în regulă. Da? Deci, pentru că nu putem să nebunim cum vrem noi. Nebunim ori sub formă paranoie, ori sub forma schizofreniei. Da?
avem tendințele fiecare dintre noi, sunt problemă sau altul, are o mică de ieri. Devede asta când se elevează, când are o stare mai proastă, da? Dar aici, iată, atunci mai știi ce este mai bine. Cred că mai bine să fii schizofrenă. Ești schizofrenă, de obicei te închizi în tine și intră ai treabă cu ăla, deci ce te faci cu paranoici. Lumea este condusă numai de paranoici. Aia vor să schimbe lumea, paranoici, știți? De asta, e mai bine să ne îmbolnăvim, să fim schizofreni, dacă e cazul să ne îmbolnăvim. Deci asta vă doresc. Și mie, să fiu schizofren decât paranoic, ca să las măcar lumea în pace, să am și să am cu mine, cu persoana mea, să mă de dublez de mine. Da. În primul rând, mulțumim pentru urare, în al doilea rând, legat de ceea ce spuneți, am putea spune că luna, așa ce puțin am văzut-o eu în acest poem, nu e doar un element de decor romantic, si. Ci am văzut-o și ca pe un generator al unei alte luni, al lunii, nu știu, interioare a eului care se dedublează. Pentru că asta, practic, ar fi ideea, nu? Da, de acolo pleacă. Deci, el spune că deci, părea. Deci, o nouă lume. Cam asta o părea. E posibil să fie vis. E posibil ca acolo să fie petrecut în vis. Părea că, printre noi, s-a fost deschis o poartă. Deci, aici se remarcă, s-a fost deschis forma veche, dar cum adică trece luna moartă? Cum adică să fie ori pe ori moartă și mai trece ori, știți, ca acolo. Procesul de bar de la morgă, în timpul serviciului, au sosit trei decedați. Așa și aici, n-ai cum să... Aceasta, totuși, am interpretat acest vers cu luna care trece moartă. Mare să am încercat eu. Am spus așa, luna este mare dramatică a timpului, în orice resupustii lui și morții, ceea ce împărtășește destinul atroce cu planetate sau pe substraja lui. Ajuns să parcă la zenit prin ochii eului ce participă la spectacolul lumii prin procese de descompunere, astfel se nenar potihnește de mersul lucrurilor pe făgașul realității, transformând lumea într-un vis, o plăsmuire a tărâmului binecuvântat de mâinile în care arde slova în creatului. Dar deci părea că printre nouă s-a fost deschis o poartă prin care trece alul, bă, regina nopții moarte. Diorama este palidul al nopții soare, când vorbește despre palidul al nopții soare, da? Aici, luna, deci, iată că este cea care tutelează. Aici nu-mi place. Eu aș fi găsit poate altfel. Nu s-a atât de genial, dar iată, vedeți, paranoia deja se instaurează. Nu s-a atât de genial ca Ionescu, dar tu adorat și dulce al nopților monar. Nu-mi place aici. Putea să găsească la ce? Tu adorat și dulce. Nu? E un dulce gări aici. Putea să găsească la ceva. Nu știu, era treaba lui. Nu mai e de mine acum. Tu adorat și dulce al nopților. Nu merge. Este un... Chiar nu merge. Da. Însă, bun, hai să vedem luna ca tare. Deci ea este, e cu foarte mulți Gilbert Durand, printre alții care scriu despre structurile antropologice ale imaginarului, spune la un moment dat foarte clar, luna este primul mort. Asta este părerea mea. Este primul mort. De ce? Pentru că luna, față de soare, are fază. Soarele este la fel de dimineață până seara și noaptea el fel rămâne. Pe când luna crește, descrește, flux, reflux, dau probleme și vouă, doamnelor, domnișoarelor, nu? Nu este și ori luna, că nu se schimbă. Și asta este interpretat, sigur. Deci soarele pare a fi mort pentru că el este imobil și veșnic cu luminația, dar totuși nu este dătător de viață. Nu, totul naște, crește, se dezvoltă, dar țăranul spune dacă e puțin soare, crește și porumbul. Nu ar fi soare, nu crește porumbul, clar. Însă... Viața nu dăm că volumul lui urma să se numească Lumină de Lună. Lumină de Lună, da. Are legătură. Sunt avocat de meserie și... Mă rog, un om cult și care la bătrânețe și-a scris amintirile. El fiind fiul unui scriitor oarecum, care se numea Totul Sușirianu, dar nu mai știu, pe unul chema Ion și pe unul Vintilă, dar nu știu dacă tata sau fiul. Care era nepotul lui Slavici. Deci tatăl. Ieșirea. Da. Și băiatul, exact. Și băiatul care a scris la 80 de ani amintirile, povestește amintirile lui din copilărie în care intră și ceea ce le povestea tatălui despre Eminescu. Iar această
iar amintiri. Deci eu n-aș fi citit niciodată, n-aș fi ajuns să citesc cartea respectivă, dacă nu aș fi găsit. Deci, fac o paranteză. Deci am voia spune că singurul merit al lui Eminescu este că e muzical. Și că dacă stai să-l compari cu poeții altor popoare, îți dai seama că e nimic. Adică, pentru români, el are muzicalitate, dar asta... Dar ce spuneți? Mă rog, este boia? Boia. Deci este, o, boia. Este clar părerea unui om care nu simte poezia. Nu știe ce e aia poezie în esență. Adică poezia este întotdeauna o aură. Ori ești în stare să intri în ea, ori nu ești în stare. Dacă nu ești în stare, poți să spui orice și Shakespeare poate să fie un dumpit. Adică nu... Tot ține de capacitatea ta de a sesiza lumina respectivă. Mă rog. Așa, și Boia, nu știu care trebuie să, cred că trebuie mai întâi să spun povestea cu care, ca să înțelegeți. Deci povestea spusă de tata memorandismului este că Slavici, la care Eminescu locuia și cu care era coleg la timpul, l-a acceptat, deci fratele lui, tata sirianului, din Siria, l-a rugat pe Slavici, fratele lui, să-l primească pe băiatul lui, să-l țină un pic la București, să își mai slăvească limba română, că era ardelean, mă rog, și... Așa. Și Slavici îl primește să locuiască la București și îl pune să locuiască în aceeași cameră cu Eminescu, care stătea în gazdă și, mă rog, cred că nu prea plătea. Mare, nu da. Plătea și... Slavici, care este un extraordinar de mare scriitor, eu am... habar n-am avut de asta pe vremea când eram la școală și la facultate și învățam ce trebuia să citesc din Slavici, abia după ce am citit memoriile lui, care sunt absolut extraordinare, și inclusiv culegerile lui de articole politice, care explică de ce a intrat la închisoare în 1918, pentru că în 1918 el s-a încăpățânat să spună în continuare trebuia să fim funemții. El care era ardelean și crescuse în asta, deci dincolo de ideea că Transilvania ar trebui să ne aparțină și că de aia intrăm de partea Antantei, el susținea așa și colabora cu nemții, în sensul că a scris în timpul ăsta, mă rog. Și, dar articol, deci, cu siguranță nu avea dreptate în momentul respectiv. Dar felul în care vedea el istoria era extraordinar de serios și de profund. Da. Deci, vine, el avea o nevastă cam afurisită, mă rog. Asta spune și Eminescu, asta, mă rog. Și care era stăpâna casei, revin la Rusu Șirianu, care povestește că cei doi, băiatul de 15 ani și Eminescu, care avea 30, s-au prietenit, mai ales că i-a unit teroarea, adică faptul că le era frică de nevasta lui Slavici, care stabilise niște reguli precise, printre care o oră fixă de ajungere acasă seara, pe care ei nu prea puteau să o respecte și împreună inventaseră, lăsau întredeschis un geam, casa fiind la parter, și intrau noaptea pe fereastră și așa mai departe. Ei, asta este cadrul. Povestește o întâmplare. Întâmplarea că împretenindu-se ei doi, Eminescu i-a spus, da, tu nu o să cunoști Bucureștiul până nu te duc eu odată într-o cărciumă din București. Și să vezi atmosfera, să vezi noi ca în Ardeali, mă rog, ia-ți-mă. Și îi spune, dar pentru asta trebuie să fac rost de bani. Când primesc niște bani, îți promit că mergem împreună la o cărciumă. Și
primește bani, face rost de bani și pleacă împreună cei doi spre un chef. Și pe drum se întâlnesc cu o căruță, nu pot să zic drig, în care era un sicriu și în dosul căruia mergea un copil de vreo 10-12 ani. Singur. Și Eminescu se duce la el, îi spune băiatului, stai puțin să vedem de ce e singur. Se duce la el și întreabă de ce e singur. Și băiatul spune, pentru că mama e foarte bolnavă. E tata. Și mama nu putea sta pe picioare, deci merg eu. Și atunci Eminescu îl cheamă pe băiat, se așează și ei doi lângă ei și dă băiatului toți banii care erau de chef. Deci asta este povestea. Polemica este următoarea. Polemica a fost un articol, după părerea mea, oribil, așa, scris, nu te-ai așteptat de la un tip fiind Loia să fi scris, scris în 70 și ceva în magazin istoric, a scris, probabil că atunci a apărut cartea asta, și el a explicat că că totul este o minciună, pentru că la ora... Nu, am uitat să spun că tata de la Siria îi spunea lui Slavici, vorbește cu domnul Maiorescu, care e ministru, și poate îl și ajută și așa ceva. Deci polemica pornește de la faptul că Boia spune, este o minciună, pentru că Maiorescu a fost ministru, când Maiorescu a fost ministru, Eminescu era deja nebun. Deci nu e adevărat că s-au întâlnit. Deci toată povestea este inventată. Și în cartea lui despre Eminescu, deci a fost acum câțiva ani, despre care vorbesc eu, reproduce în întregime acel articol din magazin istoric, în care explică lucrul ăsta, dar foarte efectiv, de o, aproape grobian, așa, despre că e un mincinos, că termină reproducerea articolului și după aceea urmează propoziția. Ca să fiu cu totul onest, trebuie să recunosc, deci cartea asta e publicată după anul 2000, trebuie să recunosc că între timp, deci între 1970, când a descoperit el asta și... E adevărat că s-au studiat manuscrisele eminescene și s-a găsit o referire la întâlnirea cu acest băiat. După care adaugă, dar pot să te bazez pe o notă a lui Eminescu de o perioadă de dinainte de a nebuni. Că mi se pare ceva uluitor, adică ăla povestește o întâmplare minunată, într-un fel, și care rimează extraordinar cu memoriile lui Slavici, în care Slavici povestește, pentru mine, această întâmplare și ceea ce povestește Slavici, care a devenit aproape anecdotă, că ploua, era frig și mergeau spre redacție, care redacție era, mă rog, nu sunteți în București, pe lângă cercul militar era, și pe strada Doamnei. Și în colț, acolo explică Slavici unde, stătea un cercetător, un bătrân cercetător de sculț. Și Eminescu se duce și începe să se descalce, să-i dea pantofii. Și Slavici zice, ești nebun? Și tu rămâi fără... Păi eu sunt tânăr, zice Eminescu. Dar ce contează că ești tânăr? Dar ce crezi? O să te dea afară de la redacție dacă apare acolo de scrut. Chiar mă faci de râs, nu știu ce, și nu-l lasă. Îi leagă, îl obligă să-ți lege la loc. Deci ăsta era Eminescu, nu știu. Și voiam să vă spun povestea asta pentru că sunt convinsă că nu o să ajungeți, poate să-l citiți nici pe Gloia, cu atât mai puțin pe celălalt. Și, dar cred că cel mai important ar fi când aveți timp să citiți memoriile lui Slavici. Pentru că, în primul rând, o să vă dați seama cât de mare scriitor este. Eu după aia m-am pus să citiți Slavici, deci
acum câțiva ani, nu știu, acum 10 ani, să zicem. Și am descoperit cât de mare scriitor era și cât de... ce om extraordinar. Apropo de faptul că se știe că, și e adevărat în mare măsură, că Ionescu a fost unul din organizatorii sărbătoririi de la Pudna, la 500 de ani, la 400 de ani. Și, de fapt, David fusese principal organizator. El era șeful comitetului ăla. El îl ținea pe Eminescu în frâu tot timpul. Au fost colegi. Adică, efectiv, Slavici a fost prietenul Eminescu așa, dincolo de orice limit. Adică, de când erau studenți, Eminescu întotdeauna a fost Eminescu. Adică, un om care era gata să-și dea pantofii, care când primea bani, oamenii nu mai avea nimic din ei și așa mai departe. Și, am să știți povestea. Citiți ceva ce eu am citit cam pe la vreo 30 de ani, cred, dacă chiar mai mult, de Goițescu despre Eminescu, cartea despre Eminescu, despre costumele lui Eminescu, da. Mi-a deschis o perspectivă asupra lui Eminescu de o subtilitate infinită. Da, deci, pe fel a demonstrat că și costumele sunt importante. Mulți când, mai ales cu 1902, a donat Academiei Lărița, manuscrise cu făcut aceea, mulți au spus, nu ne interesează ce este acolo, pentru că Eminescu n-a vrut să dea publicități, deci da, așa este, în fond. Nu trebuie să ne luăm de valoarea estetică în sine, a celor bucăți. Dar manuscrisele sunt de o valoare inestimabilă și are dreptate aici Constantin Noi, ca fiecare bun scris de Eminescu este important, pentru că este scris de Eminescu. Vrea nu avea aceeași părere. Nu ne interesează, că el nu a vrut să publice. Păi, dar acolo îl vedem pe el, în laboratorul creației, înainte de a ajunge la acest poem al Melancoliei, să vedeți că a avut niște variante. Și toate poemele o să vedeți că au variante. Dacă luați ediția pe Pesicius și după aceea Petru Preția și tot ce s-a făcut, o să vedeți cât s-a tenit deasupra unui poem sau...